Acțiunea de înscriere a opțiunilor elevilor care au susținut evaluarea națională în vederea repartizării computerizate este pe final. Absolvenții de gimnaziu mai au la dispoziție 2 zile pentru a face acest lucru. În funcție de media de admitere și de preferințe, elevii trec în fișa galbenă mai multe opțiuni. Spui și mie spre ce vrei să mergi mai departe? Minulescu filologie. Și dacă nu merge Minulescu? Creceanu, să sperăm. Notele cum sunt față de anul trecut, media ta de admitere? E destul de ok. Deci mă așteptam la mai bine. Șanse mari? Da, destul de ok, sunt destul de mari șansele. Comparativ cu anii precedenți, media ta care este? E mai bună sau e peste cele de anul trecut? Sau ești pe acolo? Între și între. Și dacă la științe, unde la științe? La Minulescu sau la Greceanu? Minulescu. Și dacă nu se poate, mergi pe Greceanu? Da. Altă opțiune? Ce ți-ai mai dori în condițiile în care, să zicem, că nu se poate? Nu știu. Chiar filologie nu știu. Sau mate-info? Probabil filologie. Mai sunt câțiva elevi care trebuie să vină acum. În prealabil am făcut o planificare pe ore, să evităm aglomerarea și au respectat programul, au venit, ei deja aveau listele făcute cu opțiunile în ordinea preferințelor și au completat rapid aceste fișe și s-au încadrat perfect în intervalul orar pe care l-am stabilit eu. Astăzi a avut loc repartizarea computerizată a elevilor pe locurile speciale destinate copiilor cu nevoi speciale și celor care aparțin etniei rome. Deși în primăvară s-au înscris pentru această repartizare 106 elevi de etnie romă, doar foarte puțini au optat să-și mai folosească dreptul la un loc special după evaluarea națională. Până la finele acestei săptămâni, absolvenții de gimnaziu care au susținut evaluarea națională vor afla dacă vor urma cursurile dorite la liceul preferat. În urma evaluării naționale, marea majoritate a copiilor, după ce obțin o notă mare, deși au recomandare că sunt de etnie romă, renunță și merg, în mod normal, la învățământul de masă, fără să mai accepte declararea etniei. Urmează ca până în 22 iulie să se decompleteze de către toți absolvenții de clasa 8-a opțiunile în fișele de înscriere pentru repartizare, iar repartizarea computerizată a acestora va avea loc în data de 24 iulie. Urmând ca după data de 24, 25-28 iulie, să aibă loc efectiv înscrierea la liceele unde au fost declarați admiși, depunerea dosarelor la liceele respective a tuturor absolvenților de clasa 8. La repartizarea computerizată pentru ocuparea unui loc în învățământul preuniversitar din Olt participă aproximativ 2000 de elevi. Până acum au fost repartizați în cadrul liceelor vocaționale 183 de absolvenți ai claselor a 8-a din județ, cei mai mulți mergând spre profilurile pedagogic și sportiv.